Bună seara, că e seara la mine. Iată aici cu Andrei amândoi. Facem preparatul de turtă medicamentoasă pentru Alina. Ce trebuie să facem? Deci am încălzit niște miere. Mierea trebuie să adăugăm caldă ca turtele să nu se topească în stuc. Și ce vom face? Usturoiul l-am adăugat. El s-a oxidat un pic, se oxidează foarte repede. Și acum vom adăuga câte un pic de miere și amestecăm până se face turta. Deci, eu pun un pic, după aia amestec cu lingura până se poate. Când nu se mai poate, o să trecem la mână. Deocamdată facem tot așa, câte un pic. Da, tati, te pupăm și pe tine imediat. Și cam asta este, da? Vom termina mâine de dat la albinuță. Iată, așa procedez eu la această turtă. Punem miere până dispare tot acest zahăr pudră. Las-o acolo, tati, nu-l pune lângă. Că nu-i voie. Așa, cu Andrei aici lucrăm amândoi. Face și el ce face tati. Papa lu? Da, facem papa la albinuță. Și mâine o să adăugăm. Iată așa, punem miere tot cât un pic. Ce punem, tate, aici? Miere punem, da? Bine. Eu, rețetele acestea nu sunt fixe, adică să dau o cantitate exactă. De exemplu, la această turtă am folosit 7 kg de zahăr. Da, tati. Am folosit 200 de grame de usturoi și 1 kg de polen. Altceva nu mai adaug. În aceste turte medicamentoase, eu zic că nu e bine să amestecăm două medicamente. Deci, dacă vrem să mai folosim un alt medicament, facem altă turtă și dăm separat acele turte, că nu știm exact reacția care au când amesteci două substanțe medicamentoase, ca acest caz, usturoiul, dacă l-am amestecat cu un medicament, un startoid, un protofil sau eu știu ce alt medicament. Bine, cam atât am avut să vă prezint. Asta e turta, o să aibă o culoare verzuie, fiindcă mi s-a oxidat usturoiul un pic. Dar trebuia să bag usturoiul imediat în zahăr. Imediat ce l-am preparat, usturoiul ce l-am blendat. O să vedem acum ce reacție o să aibă albinele la dânsul. Bine, până data viitoare, cel probabil mâine, numai bine și seara bună. Andrei, salută-i pe nenea care se uită la noi, spune pa, pa și tai tai. Numai bine la toată lumea. Noi facem turtele mai departe.